Dincolo de o perdea, impusă cumva de incapacitatea noastră de a accepta ubicuitatea, abia acum întrezărim chiar și pe structura ființei umane acest univers holografic și am să vă rog să explicați, avându-l pe micuț, pe birou, pe masa noastră rotundă, ce ați vrut să spuneți prin această întrezărire a unui univers un pic mai complex decât cel pe care îl analizam până acum. Da, da, da. În știința secolului 20, acum intrăm deja în secolul 21, mileniu 3, începe să fie din ce în ce mai clar faptul că avem de a face cu două universuri. Unul care organizează informația și unul care, cel material în care viețuim noi și în care suntem noi activi, este un univers în care informația nu este singură, ci este alături de energie. În anumite domenii energetice se poate constitui un univers foarte bine, să-i spunem noi, structurat sau un univers în care entropia nu duce către o distrugere a organizării, ci are limitele ei. Acest univers este universul biologic. Deci aici, în universul acesta al vieții, întâlnim materie organizată pe trepte foarte înalte și de asemenea întâlnim și energie, factorul energie, care el poate să, în anumite condiții, să distrugă această organizare sau poate să îi dea concretețe. Sunt două, chiar trei paliere, unul în care îi dă concretețe, unul în care poate să fixeze pe vecie informația și să nu o lase să se transforme în nimic și este un palier în care energia poate să distrugă informația acumulată în universul acesta holografic. În corpul biologic s-a observat deja de 30-40 de ani și în știința occidentală că există niște corespondențe. Ați luat în mână urechea. Chiar asta, aici vreau să vă întreb, pentru că am înțeles cumva din ceea ce ați explicat că în paradigma universului holografic noi putem, chiar dacă decupăm Regăsim într-o zonă reflexogenă, într-o fractură, să spunem, într-o fractură din acest întreg, găsim de fapt toată informația întregului corp. Și chinezii știau asta de cel puțin 7000 de ani. Occidentalul a început și el să învețe și să-și extindă conștiința, poate cu începutul secolului 20 și cu siguranță a ars niște etape în secolul 21. Haideți să încercăm să explicăm, dar chiar pe înțelesul celor care ne privesc, care nu trebuie neapărat să le cunoștințe de medicină energetică, cum putem avea toată informația rinichiului, a ficatului, a inimii într-o simplă zonă reflexogenă. Putem trata, de exemplu, organul întreg în complexitatea sa, lucrând cu acele, să spunem, ca în acupunctură, asupra unor zone reflexogene. Da, care se află pe ureche. Noi nu avem acces la organele interne, la ficat, la pancreas, la inimă și așa mai departe. Dar prin zonele acestea, la nivelul epidermei, pe ureche, pe talpa piciorului, pe mână, putem să aflăm informații relativ la starea de funcționalitate a acestor organe. Ăsta este lucrul care la început toată știința occidentală nu-l înțelegea și l-a ignorat multă vreme. Acum, informațiile astea au fost compilate și toate merg în aceeași direcție a faptului că informația conținută în biologic are natură holografică. Cum vedem noi pe ureche, de exemplu, diversele zone ale corpului nostru? S-a făcut chiar o imagine din urechea noastră și anume aici lobul urechii este zona capului și restul ar fi un fetus. Deci este, dacă îl întoarcem puțin invers, vedem un fetus cu capul în sus. Dacă o ținem normal, un fetus cu capul în jos, adică un nou născut. Da, seamănă foarte mult cu poziția intrauterină pe care fetusul are exact. Perioada formării sale. Este poate cea mai apropiată imagine de întreg ca atare. Pe urmă, pe alte zone ale corpului, în palmă, în talpă, regăsim la fel informațiile acestea legate de organe, dar nu mai găsim imaginea ca atare a întregului organism.
Sunt zone pe palmă prin care, dacă măsurăm potențiale sau acționăm asupra zonelor respective, avem o reacție directă pe organe interne, cum e ficatul, cum e pancreasul, cum este inima. La ora actuală există și o iridiagnoză, adică o diagnoză în ceea ce se poate observa în irisul de la nivelul aparatului optic uman. Diagnoza se face de asemenea prin potențiale electrice la nivelul acestor zone, palmă, talpă și ureche. Mai sunt și alte zone, dar acestea sunt cele mai bine cunoscute sau cele mai bine cartografiate din punct de vedere informațional. Pentru că occidentalul și noi aici avem un dublu avantaj. Una, că nu suntem eminamente occidentali, suntem pe jumătate occidentali, aflându-ne situați pe o linie de mijloc care face foarte bine separația între Orient și Occident, între emisfera dreaptă mai abstractă și cea stângă mai rațională și mai concretă. Suntem așadar un popor de sinteză. Dar avem și doza de pragmatism pe care am împrumutat-o cumva de la frații noștri occidentali. Și aș vrea să-l întreb pe George, cu ce ne ajută pe noi astăzi, nu pe noi neapărat profanii, dar cu ce ajută pe medicii de astăzi, pe fizicienii de astăzi, pe oamenii de știință de astăzi, pe cercetătorii fenomenelor complexe ale vieții, ale morții, ale trecerii, ale multidimensionalității universale, pe toți aceștia cu ce ajută abordarea holografică a unei realități? În primul rând, așa cum am spus, s-a observat că știința, așa cum o cunoaștem noi, știința, teoriile standard, nu explică o parte din fenomenele care se întâmplă în biologic. În primul rând, fenomenele paranormale. Eu am ce am cu paranormalul. Deci, până la un anumit punct, știința actuală a respins cu hotărâre, cu fermitate, fenomenele paranormale, premoniția, telechinezia, telepatia, sentimentul de comuniune cu universul. Fizica le-a respins, dar la un moment dat, prin abordarea sub acest aspect a universului holografic, se pare că oamenii de știință au început să înțeleagă faptul că aceste fenomene paranormale nu sunt paranormale, ci sunt niște fenomene absolut normale. În ce sens? Plecând de la ideea acestei reprezentări holografice, plecând de la teoria corelării, și anume că fiecare particulă din univers știe instantaneu de oricare altă particulă din univers, este interconectată, știe ce face oricare altă particulă din univers. Permiteți o secundă să creez o paranteză în ceea ce spui, George. O celulă din ficat are același tip de informație cu o cuantă care circulă liberă prin univers? Putem înțelege și asta? Conform acestei teorii, sigur că da. În mod evident. Și atunci, la un anumit moment, fiecare celulă culege și emite informații instantaneu în univers și ia legătura cu oricare altă particulă din univers. În felul ăsta s-a încercat și, din punctul meu de vedere, s-a reușit explicarea premonițiilor. Da, dar iată cât de frumos pune religia și religia. Hai să spunem domeniul mistic. Dar o spune de la început, o spune și Hermes Trismegistus, o spune și Iisus Hristos. Precum în cer, așa și pe pământ. Ce se întâmplă sus, exact același lucru se întâmplă și jos, tocmai pentru a înfăptui miracolul unui singur lucru. Ceea ce este văzut cu ceea ce este nevăzut, ceea ce este ceresc cu ceea ce este pământesc, abisul cu un altul, nu sunt decât cele două fețe ale aceleiași monede.
Asta sunt principii holografice. Când a spus ce este jos, așa este și sus, asta deja este un principiu holografic. Deci Hermes Trismegistus, păcat că nu ne-am prins mai din timp. Hermes Trismegistus și gândirea antică, egipteană, grecească, medievală, chiar și occidentală, prin tradiția gnostică și ezoterică, știau lucrurile astea. Da. De ce oamenilor de știință, și aici mă adresez fără să vă cert pe dumneavoastră, că sunteți într-un fel niște oameni de știință, dar cu deschideri cognitive mult mai aproape și de domeniul religios, de ce le-ar trebui oamenilor de știință atât amar de vreme